cel mai încrâncenat meci din fotbalul nostru. Un meci care ar încerca să dăboare recordul de asistență. Este FCSB Dinamo, două echipe care de peste 70 de ani se dușmănesc aprii. FCSB are lovitura de începere și primul fluier al arbitrului Ișvan Kovac. Excelentă deviere a lui Keșeru în flanc pentru Cordea. Cordea pătrunde în viteză, Cordea în careu, Cordea și apără la colțul scurt. Peșanu. Păi e de revăzut și intervenția de după asupra lui Popescu. I-a cam furat mingea acolo lui Cordea. Executa Keșeru. Gol! Dar ce execuție are Claudiu Keșeru! Reîntoarcerea fiului risipitor. Un șut imparabil pe colțul portarului cu stângul în forță. Nici un pic de speranță pentru Eșan. Cred că încep să apară topoarele. Oh, acolo este. Acolo este cel puțin. Este roșu. Este roșu din ochi și îl merita. Deci v-am spus Stelianu Filip, jucător care își pierde efectiv mințile când vede roșu-albastru în față. Este a patra eliminare a lui Stelianu Filip într-un meci contra FCSB. Ce are băiatul ăsta oare? Care e problema lui? Iată, l-a urmărit, iată cum s-a dus special pentru a-l ataca pe adversar. Nu știu dacă îl lovește neapărat foarte tare, parcă mai mult a sărit aici. Intenția a fost clară. Da. A fost clară intenția. Mingea revine la Cordea. Așteaptă în zonă și primește și înscrie Tavi Popescu. 2-0. Tavi Popescu îl scrie din apropiere după o acțiune în care FCSB a combinat în interiorul careului mic. E, înșurubarea asta, da, aici. Îl simte foarte bine pe Tavi Popescu, care înscrie și Popescu reușește al treilea său gol în acest sezon. Ricardo, al treilea gol în campionat. Da, Ricardo Grigore a fost spectator la faza asta, dar poate și mai vinovat este Răuță. Vedem lovitura liberă în fața porții. Vinicius, gol! Se scrie primul gol pentru FCSB în această stagiune. Iată-l cum împinge. Iată cum își împinge adversarul. Îl împiedică pe Itu să sară. Eu am niște rezerve în legătură cu faza asta. Vedem din nou Matei, a doua lovitură de la colțul terenului consecutivă. Minge răspunsă de Crețu și șansă de contraatac acum pentru FCSB. Probabil ultima acțiune a acestei prime reprize. Cordea, poziție regulamentară. Cordea, atacat și faultat de Amzan. Penalti este aici. Da, e penalti. Este penalti pentru FCSB. Și iată contraatacul. Este pentru prima oară când văd un contraatac pornit de pe urma unui corner la FCSB cu trei oameni care nu participă la faza de apărare. Cordea cu piciorul stâng înscrie 4-0. După 45 de minute, mă rog, 50 cu tot cu prelungirile. Este cea mai dramatică repriză pentru Dinamo în istoria partidelor sale contra FCSB. Mi-aduc aminte de un 5-0 în Ghencea.
plecat bine, foarte bine Vali Gheorghe, încercând dribblingul, reușind dribblingul și scriind un super gol! Ce gol dă Vali Gheorghe! Incredibil! Cum e să fii gorghetăr al FCSB-ului, să stai în tribună și echipa ta să dea 5 goluri? Apropo, e bine de cotul ăla încât îți spuneai tu că îl înrăiește pe... Încă o dată faza. Iată plecarea lui Vali Gheorghe. Poziție regulamentară. Primește, preia, aruncă mingea peste Jaffer. Brazilia. Este fără cuvinte, dar sigur, repet. Copiii ăștia să se călească și să se obișnuiască cu ce înseamnă Liga 3. Spectaculos reușita lui locul din prima repriză. Cheșeriu plasat de această dată. N-a mai tras în forță. Încă o dată lovitura liberă. Dută înșelător. Pe Gazon pentru a putea opri jocul. Față pentru gol! Miron înscrie și el. 6-0, 6 oameni, minge deviată și de un fundaș. Că e Ricardo Grigore care deviază. Da. Întrebarea e cine va fi trecut pe foaie drept autorul golului. Flacul stând și primește până la urmă Vali Gheorghe. Gheorghe l-are în față pe Ricardo Grigore. Gheorghe, mingea pe piciorul drept, pasă la învăluire, vine mingea înapoi și este 6-0, pentru că este incredibil cum ratează Ianis Stoica. A fost un contraatac școală, un contraatac supersonic al FCSB-ului și cred că a fost intervenția providențială a lui Ricardo Grigore, care a pus piciorul acolo la o reluare extrem de simplă pentru Ianis Stoica. Bine, tot el greșise până la urmă, tot el îl servise pe Ianis Stoica, numai că tânărul jucător al FCSB-ului, dacă rata la 0-0, probabil că era grav de tot. Iată, reprimind, întoarce acest balon pentru Haruț. Acțiunea este în continuare puternică. Șut peste poartă. Șut peste poartă. Șut. Adrian Șut în imagine. Jucător revenit vara trecută după ce a fost împrumutat la Clinceni. A debutat la FCSB. În acel meci contra lui Slovan Liberec, 0-2,